Astăzi, clopoțelul a sunat pentru ultima dată în acest an școlar la Colegiul de Artă George Apostu. Teatrul de vară Radu Beligan a fost gazda evenimentului care a adunat un număr mare de elevi, cadre didactice și părinți la un loc. După momentul artistic, primii care au urcat pe scenă au fost elevii claselor a 12-a. Nu fără emoții, dascălii și-au luat rămas bun de la încă o generație de viitori artiști, fie în domeniul muzicii, fie în domeniul artelor plastice. Debutanți între ale școlii de arte, elevii de la clasa pregătitoare au smuls la rândul lor ropote de aplauze. Colegiul Național de Artă George Apostu încheie astăzi anul școlar 2014-2015, care a fost un an foarte dens, foarte plin de activități. Am avut două olimpiade naționale pe care le-am găzduit, Olimpiada Națională de Muzică Faza Zonală și Olimpiada Națională de Coreografie, de asemenea Concursul Național Primăvara Artelor, care s-au succedat cu repeziciune. De asemenea, vreau să subliniez faptul că elevii noștri se disting în peisajul învățământului Băcăuan prin rezultate deosebite. Ne-am păstrat locul 2 pe județ în ceea ce privește numărul de premii la olimpiade. Sperăm ca examenele naționale care urmează, examenul național de evaluare pentru clasa a 8-a și examenul național de bacalaureat să fie niște examene care să mențină statutul liceului de liceu fruntaș în ceea ce privește promovabilitatea. La Colegiul de Artă au învățat pe parcursul anului școlar 2014-2015 820 de elevi. Anul trecut, la evaluarea națională, promovabilitatea a fost de 100%, iar la bacalaureat, procentul a fost de 94%.